Total, avem confirmate 591 cazuri de infecție COVID-19. Cifre mari sunt în Chișinău, 232 de cazuri, Ștefan Vodă 83, Soroca 70, Hâncești 27, Cahul 24, Ialoveni 21, Fălești 11, Sângerei 10, Căușeni, Orhei 9, Bălți 8 cazuri, Anenii Noi 7 cazuri, Telenești 6 cazuri, Râșcani 5 cazuri, Taraclia, Nispureni 4 cazuri, Briceni, Cantemir, Glodeni 3 cazuri, Criuleni, Florești, Strășeni, Cimișlia 2 cazuri, Basarabeasca, Călăraș, Dubăsari, Leova, Vulcănești, Drochia, Ocnița, Ungheni, Iedineți, câte un caz și regiunea din stânga Nistrului, 35. Vreau să menționez distribuția cazurilor confirmate pe grupe de vârstă, 0-9 ani, 17, 10-19, 31, 20-29 ani, 66, 30-39 ani, 111, 40-49 ani, 98, 50-59 ani, 144, 60-69, 91, 70-79, 30 de cazuri și cu vârsta mai mare de 80 de ani, 3 cazuri. Cazuri de import avem 89 și cazuri secundare cu transmitere locală 502. În contextul stării de sănătate a pacienților, vreau să menționez că în stare gravă sunt 67 de persoane, gravitate medie 209 persoane și în stare satisfăcătoare 243 de persoane. Totodată, astăzi, cu regret vreau să menționez, avem un deces la Spitalul Clinic Republican. Este vorba despre un bărbat de 79 de ani care a fost internat pe data de 28 martie în stare gravă. Pe lângă COVID-19, care s-a confirmat, persoana mai suferea de hipertensiune, hepatită virală și cardiopatie. Noi ne exprimăm condoleanțele pentru familia persoanei decedate. Și sigur că fiecare pierdere de viață, vreau să menționez, este extrem de dureroasă, inclusiv și pentru sistemul de sănătate. Tot astăzi putem menționa că va fi externat o persoană, este vorba despre o persoană de 22 de ani, care se tratează la Spitalul Toma Ciorbă. Am menționat că de astăzi vor fi activate mai multe spitale raionale, inclusiv și Spitalul de Stat, sau cum mai cunoșteam, Spitalul Cancelariei de Stat, dar vreau să vin cu o precizare. Chiar dacă sunt activate spitalele raionale, absolut toate cazurile care vizează copiii, cazurile în privința gravidilor, sunt referite către municipiul Chișinău, către instituțiile republicane și cazurile grave, la fel, sunt referite către instituțiile specializate din municipiul Chișinău și tratamentul pentru aceste cazuri nu se realizează la nivel de raion. Eu am să rog colegii mei să vină cu o prezentare în contextul situației simulărilor care s-au realizat pe platforma Agenției Naționale Sănătate Publică de către specialiștii în domeniu, o actualizare, de fapt, a datelor, reieșind din situația existentă în Republica Moldova. Și vă rog foarte mult ca să atragem atenție, de fapt, care sunt aceste scenarii, care sunt aceste cifre, pentru că de comportamentul fiecăruia din noi depinde foarte mult care vor fi efectele acestei pandemii pentru Republica Moldova, dar în mod special pentru cetățeni. Bună dimineața!
Vreau să menționez că prognozarea sau evaluarea estimativă epidemiologică a infecției COVID-19 este efectuată permanent. Primele scenarii au fost elaborate încă în luna februarie, până a fi extinderea comunitară în alte țări, precum Italia. Apoi acestea au fost reajustate la condițiile Republicii Moldova, când au fost primele cazuri înregistrate de import și transmitere comunitară. Deci scopul evaluării scenariilor sau prognozării cu infecția COVID este evaluarea, deci permanentă, pentru modelarea situației epidemiologice cu calcularea indicatorilor de sănătate. 2. Este estimarea consumabilelor necesare pentru testare, tratament, izolare și mobilizarea resurselor necesare pentru a face față supravegherii și controlului infecției COVID-19 și evaluarea eficienței măsurilor de sănătate publică implementate. La moment, conform bazelor de date pe care le deține Agenția Națională de Sănătate Publică, care sunt colectate și analizate zilnic, perioada de incubație este de 5,8 zile sau aproximativ 6 zile. Deci aceasta este perioada medie de incubație care reprezintă contactul cu agentul patogen și termenul de dezvoltare a simptomelor. De asemenea, în baza acestor calcule care sunt permanent actualizate, a fost calculată și perioada de contagiozitate. Perioada de deci rata de contagiozitate sau rata R0 este rata de infectare de la o persoană la mai multe persoane. Aceasta reprezintă 2,6. Vreau să menționez că deci datele medii globale reprezintă de la 1,5 la 3,5. Majoritatea țărilor raportează o rată de contagiozitate la 3,5. În urma măsurilor implementate de către Republica Moldova, rata este una medie, aș spune satisfăcătoare, de 2,6. Dacă avem acest scenariu în față cu rata de contagiozitate de la o persoană la alta de 2,6 și perioada de incubație medie de 6 zile, atunci putem spune că până în luna mai, sfârșitul lunii mai, vom avea în jur de 31.000 de cazuri. Deci reprezentarea grafică pe care o vedeți dumneavoastră sunt cazurile noi apărute în fiecare perioadă de incubație. Și la sumarea acestora reprezintă cifra pe care am menționat-o, dar totuși, dacă respectăm măsurile implementate de izolare și de testare, atunci rata de contagiozitate poate scădea la 1,5, fiind un scenariu pozitiv și diminuând astfel morbiditatea cu aproximativ 10 ori. Deci de 10 ori putem scădea morbiditatea prin implementarea măsurilor stricte de izolare și testare și acordarea tratamentului necesar. De asemenea, aceasta ar duce la scăderea poverii asupra sistemului de sănătate și spitalizarea persoanelor în instituțiile medico-sanitare. Vin cu un mesaj și solicităm persoanelor aflate în izolare să respecte măsurile recomandate de către medici și sistemul medical. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim foarte mult. Vreau să vin cu o precizare. Actualizarea acestor date se face cu o anumită periodicitate. Vă aduceți aminte, până nu de mult, noi ziceam că rata maximă care poate fi adusă a persoanelor infectate este de 28.000. În momentul în care se va merge pe un scenariu așa mai critic, de fapt, rata de infectare poate fi mai înaltă. Dar sperăm foarte mult că măsurile care sunt întreprinse în contextul prevenirii și controlului COVID-19, inclusiv responsabilitatea manifestată de către unii cetățeni și pe această cale, țin să le mulțumesc tuturor celor care au respectat întocmai recomandările care au venit, vom merge pe un scenariu cu efecte mai puțin dureroase comparativ cu cele care pot fi
în cazul în care populația nu se responsabilizează. Și am să rog foarte mult pe domnul Furtună să vină cu o relatare în contextul în general a situației existente, o analiză și vis-a-vis de situația existentă în raionul Soroca și Ștefan Vodă. Mulțumesc, domnul ministru, estimați cetățeni. Câteva completări la cele spuse doamna ministru și de colegul meu, după care trec la relatarea propriu-zisă. Ați văzut că astăzi deja se conturează trei teritorii de risc, pe care avem toate variabilele epidemiologice să le numim teritorii de risc. Vorbim de municipiul Chișinău, care înglobează 39% de toate cazurile din țară, Ștefan Vodă, 14% din cazurile înregistrate în țară și Soroca, circa 12% din cazurile înregistrate în Republica Moldova. Se conturează și două categorii de vârstă de risc și ele acoperă ceea ce a demonstrat până acum globalul. Deci categoria de vârstă 50-60 de ani, care înglobează circa o pătrime din numărul total de cazuri, și cei de peste 60 de ani, 29% din numărul total de cazuri. Totuși vorbim că populația de o vârstă înaintată este populația cu risc expus de infectare și de consecință. Ori ne ducem și la deces și acolo o să vedeți că decesele, din păcate, sunt înregistrate între populația care are o vârstă. Avem și un număr de sub 3% de copii până la 17 ani, dar aici vreau să amintesc că toți copiii sunt contacte familiare. Și cei ce am vorbit noi acum, vreau să conturez încă o dată ca să înțeleagă lumea. Omul venit din afara țării sau din contact cu persoană infectată prezintă risc pentru cei din jur în transmiterea infecției. Și acest risc, din păcate, se manifestă și se înregistrează între cei dragi de acasă. Copii care suferă, care se infectează, care se implică în procesul ăsta epidemic datorită faptului că adulții nu de fiecare dată ne ascultă, ceea ce vorbim noi. Vorbea colegul meu, doctorul Ciobanu, despre pronosticul ăsta pentru circa 32.000 de cazuri. Și aici vreau să fac o explicație. Asta se va întâmpla în situația în care noi, în continuare, nu vom asculta mesajul autorităților. Ori astăzi, picnicurile, manifestațiile publice în masă, aglomerațiile, întrunirile 6-8 persoane cu orice ocazie, nu sunt binevenite. Ele chiar sunt contraindicate și interzise, pentru că toate aceste scenarii, toate aceste situații, decât la creșterea numărului de cazuri, nu duc mai mult la nimic. Să mai avem răbdare, pentru că scenariile noi, populația, le dictăm. Dacă suntem ascultători și indulgenți și rămânem acasă, o să mergem pe scenariul optimist, cu un număr redus de cazuri și cu o povară mică asupra sistemului de sănătate, pentru că asta azi ne interesează cel mai mult. Deși ar fi corect să vorbim și de partea economică. Dar dacă o să împotmolim sistemul de sănătate, o să avem consecințe dramatice și urâte și pentru întreg sistemul economic și pentru toată economia țării. Și asta trebuie să înțeleagă toți și fiecare. De aici vin salarii, pensii, contribuții și așa mai departe. Aici îndemn încă o dată populația să fim auziți și asta e, nici nu știu dacă îndemn, ultimul timp eu vreau să recurg la rugămintea noastră, cei din sistemul de sănătate care deja ne împotmolim. Vorbeam azi dimineață în ședința operativă despre ritmul de creștere. Iertați să-mi fie lipsa de modestie, dar eforturile sunt enorme pe care le facem noi în sistemul de sănătate și vorbeam că dublarea cazurilor în Moldova se produce circa o dată la aproximativ 4 zile. Când, haideți să luăm Ucraina, se dublează cazurile odată la 2 zile și asta vorbește doar despre efortul autorităților de sănătate pentru a controla infecția. Și acum am să trec la situația din două teritorii, dar am să încerc să o reiterez și să o extrapolez pentru toată țara cu referire la sistemul de sănătate. Vorbeam despre două teritorii de risc și asta este Soroca și Ștefan Vodă. Din păcate, și asta o zic cu durere, că în ambele aceste teritorii, marea
parte a cazurilor confirmate de boală sunt între colegii sistemului de sănătate. Acum, zilele acestea au fost mai multe emisiuni televizate și am descoperit noi experți, noi epidemiologi care habar n-au de epidemiologie, cu poziții, cu niște concluzii făcute de dânșă, și eu vreau să vă zic că asta este așa un fel de ample timpul de emisie și chiar am fost acuzați că noi nu suntem deschiși cu cazurile de boală din cadrul sistemului de sănătate. Eu am să iau Ștefan Vodă. Instituția Medico-Sanitară Publică de Asistență Medicală Primară din satul Carahasani. Acolo avem mai multe cazuri de îmbolnăvire, din păcate, doar că cazul a fost adus din afara Republicii Moldova, contact în familie cu un lucrător medical și lucrătorul medical a infectat tot ceilalți colegi din Centrul de Sănătate Carahasani. Fraților, nu vă supărați, dar nu ascunde Ministerul și Agenția Națională pentru Sănătate Publică nimic. Noi am declarat cazurile, noi am vociferat că acolo sunt cazuri, dar ele nu sunt legate direct de acordarea asistenței medicale pacienților. Contact comunitar în familie și în colectivul de muncă, dar nu la etapa de acordare asistenței medicale cetățenilor. Și asta trebuie să o înțelegem și despre asta vă rog să ne ascultați pe noi, că noi în ancheta pe care am desfășurat-o, cu lux de amănunte, am numărat fiecare pacient și fiecare pas făcut. De acolo s-a pornit asistența medicală urgent spre spitalicească și s-a adus infectarea la colegii din spital. Deci a avut loc o transmitere internă colegială, dacă vreți formula asta, în cadrul sistemului de sănătate. Dar nu pacientul venind, așa cum s-a întâmplat, zicem, la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii numărul 1, când persoana a ascuns de lucrătorul medical faptul că este infectată și s-a infectat doi lucrători medicali. Asta este cu totul și cu totul alt scenariu. Sau să luăm Spitalul de Psihiatrie. La ziua de astăzi noi avem 8 cazuri confirmate în acest spital între personalul medical adus din afara instituției. Instituția a servit drept platformă ca cazurile să se extindă, pentru că sunt oameni vii și noi colegii, eu cu Alexei mă întâlnesc zilnic și comunic. Asta nici de cum nu ar însemna dacă unul din noi se infectează la celălalt, este, îl putem plasa și avem dreptul moral și profesional să-l plasăm ca și caz cu transmitere la etapa de acordare asistenței medicale populației. Deci, și eu am să rog foarte mulți așa numiți experți să abțină de la comentarii, pentru că aceste comentarii nu duc la nimic bun decât la crearea panicii și a neîncrederii în sistemul de sănătate. Ori eu sunt destul de conștient și destul de alertat de ce se întâmplă și cu regret constat că colegii noștri, fiind oameni vii, au scăpat în afara orelor de lucru niște elemente și niște momente, fapt care a contribuit la infectarea acestora. Și ultima pe care vreau să vă spun. De luni revenim, o parte din categoriile de bugetar revin în activitate la serviciu. Toate aspectele pe care noi le-am discutat până acum, legate de distanța socială, cultura tusii și strănutului, igiena mâinilor, măsurile de protecție individuale, rămân nu doar valabile, dar mai importante decât până acum. Pentru că anume aceste măsuri vor servi suportul pentru a lungi etapa de transmitere sporadică a cazurilor și de a nu intra precoce în etapa de transmitere comunitară a infecției. Și asta este foarte important ca noi, dacă vreți, supraviețuim în această perioadă deloc ușoară pentru țară și pentru sistemul de sănătate. Rămâneți acasă, respectați recomandările autorităților și ajutați-ne să vă ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule Furtună. Doar două momente vreau ca să le remarc. În primul rând, este vorba despre situația care ați menționat, într-adevăr, nu doar în raionul Soroca, Ștefan Vodă. Vreau să vă zic, fiecare caz de infecție presupune un lucru enorm din partea sistemului de sănătate publică, prin acea anchetă epidemiologică, prin determinarea contactelor cu persoana respectivă și inclusiv, cum se menționează, este vorba de determinarea cauzei infectării. Persoana zero, care sunt măsurile care trebuie să fie întreprinse în contextul prevenirii răspândirii infecției.
Vreau să vă zic că este o muncă enormă, este vorba despre un sistem complex de analize care se implementează și se analizează. Și deci acele informații cu care venim, în primul rând vreau să menționez că sunt veridice, dar sunt bazate, într-adevăr, pe ancheta epidemiologică și pe concluziile care vin din partea specialiștilor. Dar la Agenția Națională Sănătate Publică, cu adevărat, sunt specialiști. Și încă un moment vreau să vin cu un mesaj, chiar dacă într-adevăr de luni se reia programul normal de activitate, oricum fac un apel către angajatori vis-a-vis de faptul că atunci când este posibil să asigure angajaților un regim de muncă flexibil, să asigure posibilitatea angajaților de a activa la distanță atunci când există posibilități, iar cei care vin la locurile de muncă, cum a menționat și domnul Furtună, să se conducă în mod obligatoriu de acele recomandări care le-au fost date, pentru că în cazul dat se protejează și pe sine și pe cei dragi, vorbim în special de copii care rămân acasă, dar noi revenim acasă. Și în concluzie vreau să menționez că pe platforma punctului focal astăzi discutam că ne-am consolidat ca echipă a sistemului de sănătate, probabil așa cum nu a fost consolidată de foarte mulți ani. Ne-am consolidat pentru a asigura prevenirea, controlul epidemiei pe teritoriul Republicii Moldova și, în mod special, pentru a diminua efectele negative asupra sănătății populației. Aceasta o facem, aceasta o putem face. Ceea ce însă este peste puterile noastre sunt, într-adevăr, acele concluzii, așa zise, expuneri care vin din partea pseudo-experților. Și aici solicităm încă o dată ca populația Republicii Moldova să se informeze din sursele oficiale care sunt, în cazul respectiv, veridice, sunt bazate pe analize și pe dovezi. Și, cu adevărat, nimeni nu ne poate învinui, în cazul respectiv, de indiferență. Și am zis că dacă la momentul dat ne-am călit pe fonul cumva nu indiferențe, dar ignorării unor informații și atacuri care se face la sistemul de sănătate, ceea ce încă nu am depășit și sper să nu depășim, pentru că este o latură umană, este acel sentiment de regret, de compasiune pentru fiecare pierdere de viață omenească. Și în aceste condiții vreau să vă zic că este în puterile noastre ca să prevenim îmbolnăvirea, răspândirea epidemiei, să prevenim decesul persoanelor. De aceea, încă o dată fac un apel. Dați să ne solidarizăm. Dați fiecare din noi, prin acțiuni concrete, să contribuie la consolidarea sistemului de sănătate și la aspectul ca medicii să aibă posibilitate să vă ajute. Dar ajutați-ne și dumneavoastră pe noi. O zi frumoasă și sănătate!